mai mult sau mai puțin autoritar, vă rog să închideți telefoanele mobile. Bună seara! Acolo unde Maya Morgenstern își face apariția, este deprisos să povestești. Cea mai mare eroare o poate constitui încercarea de a defini personajul personalitate. Jurnalistul trebuie să fie, și din punctul meu de vedere, Nicolae Tomescu, redactor șef Radio Iași, un intermediar laconic, înțelept, o prezență discretă, menită să pună în valoare oamenii despre care vorbește și tema pe care o pune în discuție, nu să se pună în valoare pe sine, să domine pletoric scena, să folosească orice prilej pentru a-și exhiba propriile opinii sau ficțiunile sale. Acesta rămâne un ideal. Chiar dacă în a șasea seară de manifestări, reunite sub genericul Radio Iași, poveste fără sfârșit sau povestea oricărei vârste, știu că rolul idealului constă mai curând în a se înălța mai presus de realitate, înrăurind-o în chip simbolic, în felul cum steaua înrăurește mersul navei. Dacă nimeni nu încearcă să afle asta de la mine, știu. Dacă însă eu aș vrea să explic noțiunea cuiva care mă întreabă, nu știu. Afirmația Sfântului Augustin despre timp nu este mai puțin valabilă atunci când vorbim despre iubire, dragoste ilicită, căsătorie, bătaie, ospiciu, cuvinte cheie propuse de regizorul Marcel Stănciucu pe un text de Dario Fo pentru One Woman Show, Maya Morgenstern.
Nu mi-aș fi permis să vă dați seama de ce bucuroasă sunt.
dumneavoastră sunteți aici. În sfârșit o prezență vie, în sfârșit cineva cu care să pot sta de vorbă. Doamne Dumnezeule, ce bucuroasă sunt! Ce bucuroasă sunt! Pur și simplu până acum nu v-am observat aici, dar eu cred că e un lucru minunat să ai pe cineva cu care să vorbești. Bună seara! Bună seara! Sunteți vii, sunteți adevărat! În sfârșit pe cineva cu care să pot vorbi. Sunt foarte bucuroasă să am pe cineva cu care să pot... Eu sunt foarte bucuroasă în... aveți dreptate. Radioul e prea tare, aveți dreptate, așa e. Dar știți cum e când ești singur? Nu-ți dai seama de zgomot. Îți ține compania. Și dacă nu e tare, te simți singur. Da, nu, de fapt, nici nu are importanță. Ce spun eu acum, spun prostie? Așteptați numai o clipă. Vă rog să, da, să nu plecați, da? Trebuie să vă spun ceva important. Numai o clipă, să gata. Gata, ok? Dumneavoastră sunteți singură? Cum? Nu! Aveți un copil! Minunat! Aveți un copil! Vai, dar ce zăpăcită sunt! Păi și eu am! Eu am doi! Dar unul e fată. Nu că e drăguță, e... Vai, dacă ați vedea-o, e o dulceață, e așa de scumpă, e o păpușică. Da, e fată. Acum nu e aici. E plecată, nu e. Nu e aici, e în altă parte. Iar cel mic, e mic. Și doarme. Așa că tot singură sunt. Dar nu mă plâng. Nu, eu nu mă plâng. De ce să mă plâng? N-am de ce mie. Mie îmi place în casă. Îmi place foarte mult. Îmi place să stau în casă. Păi ce, bărbatul meu, soțul meu se îngrijește să am tot ce am nevoie. Am tot ce poftesc, tot ce vrea inima mea. Am frigider care face cuburi de gheață rotunde. N-ați auzit de cuburi rotunde? Da, ne face cuburi rotunde. Am radio, am televizor, am telefon, am mașină de spălat cu nouă programe, am mașină de spălat vase, am aspirator, am avut pe cineva care m-a ajutat la curățenie. Da, a plecat. Pe urmă am avut pe altcineva. Da, a plecat și el. Și eu! De ce zăpăcită sunt? Cum? Din cauza mea? De ce? De ce ați spus că din cauza mea? De ce? Nu din cauza mea. De ce eu? Nu. Din cauza cumnatului meu. Sigur că da, este cumnatul meu. Este soțul fratelui. Frate! Uite ce zăpăcită sunt. Fratele soțului meu. Cum? Le ciupea. Da, pe toate. Da, cum trecea pe lângă el? El haște mâna direct în sufustă. Da, să săracu, ce să zic? Nu știu, său e... O fi bolnav, dar de ce a căzut tocmai pe mine să-l... Nu știu. O fi pervers. Nu știu, sincer. Nu știu, ce știu este că le cerea fetelor niște chestii. Și ele nu, și el da, și el da, și el nu, și el da, și... Și dumneavoastră,
Da, e dumneavoastră, nu asta ce ați făcut. Dacă în timp ce te... Uite ce spui pe șmoza, te trezești cu o mână direct în... În... Doamne, Dumnezeule, și are o mână... Noroc are numai una. Cum? A, nu, mâna dreaptă nu poate mișca. Nu, no, nici piciorul stă, nu. Pe partea dreaptă, paralizat, complet accident de mașină, da. Săracul acu 30 de ani paralizat. Da, dar rest, sănătos, tun, chiar prea sănătos. În fine, nu, ce să zic? Acum, săracul, ce pot spune? El încearcă să fie preocupat, el încearcă să fie... Citește enorm, citește tot timpul reviste porno. Păi cum, toată camera o are tapetată cu poze de alea. Poze de alea cu femei. Femei goale, toată poze peste poze, poze din alea scârbă, femei, dar femei așa, în niște poziții din alea, așa, și-așa, 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 Doamne, iartă-mă că zici că sunt contorsioniste alea sau așa ceva scârbos, n-am văzut detalii peste detalii și deasupra ia detalii și încă una. Te zici că, Doamne Sfinte, sunt planșele într-un magazin de măcelărie. Ce scârboasă! E bolnată! Tocmai pe mine să cadă, să-l îngrijesc! De ce? Eu? Cu mâna pe mine? Ah, nu! El mâna n-o pune pe mine în niciun caz! Nu mâna n-o! Pe mine mă respectă enorm! În niciun caz el nu pune mâna pe mine! Alo? Da, Aldo? Ce tu te dracului, jegosule și nesimțitule, ce ești animalule! Vă rog să mă iertați pentru limbajul ăsta, dar... Nu ies așa din... Cum? Soțul? Cum? Nu era soțul. Cum o să fie? Nu știu. Nu știu cine era. Nu știu cine era. Nu știu. Nu știu. Nu știu. Aba, un porc. Asta era un porc nenorocit. Care sună câteodată de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ori pe zi. Și îmi spune niște porcării, Doamne. Că mi se face și rău, Dumnezeule. Ce porcării poate să-mi spună? Doamne, dacă ați... E pervers, e bolnav, o fi bolnav! Și? De ce m-a ales tocmai pe mine să se însănătoșească? De ce eu? De ce eu am în casa asta un bolnav? În casa asta este un bolnav, nu-i de ajuns! Din nou? Sună-te la asta! Alo? Auzi, mă, nenoroc, taci din gură! Ascultă aici la mine, fii atent, nu-i nenorocitule și ticălosule și jegosule, ce ești animalule, fii atent aici la mine! Telefonul ăsta este ascultat de poliție, auzi tu, telefon... Alo? Tu ești? Da, iubitule. Da, Aldo. Iubitule, te-am recunoscut, nu vorbeam așa cu tine, e unul care sună, e unul care sună în continuu, dar sună, dar întreabă de tine. De tine întreabă, ba da, înjură, deci întreabă de tine. Cum? Ba da, de, așa,
că nu știu ce bani. Nu, 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 că tu îi datorezi lui nu știu ce. De unde să știu, Aldo? De unde să știu eu ce bani? Că tu nu-mi spui niciodată despre afacerile tale. Cum? Așa și ca să zic și eu ceva acolo, ca să-l impresionești, ca să-l sperii, am zis și eu așa că telefonul ăsta e ascultat de poliție. Bineînțeles. Nu știu dacă e pe bune ascultat de poliția, Aldo, de... Cum? Eu? În casă? Unde să fiu? Bineînțeles. Unde ai sunat tu, Aldo? Cine ți-a răspuns în casă? Cum să ies, Aldo, dacă m-ai încuiat? Remember? Soțul meu e așa un original, e puțin distrat. Cum? Dacă mai e cineva aici? Nu. Aici nu e nimeni. A glumit! Bineînțeles, e super pe mine, bineînțeles, e frățiorul tău. Da, 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 da. Cumnatul meu, da, dar el în camera lui și se uită la pozele alea pe care tu i le-ai dat, crezând că eu n-o să observ nimic. Da, ba. De unde să știu eu, iubitule? De unde să știu eu dacă îmi plac sau nu? Nu, nu, nu. Eu nu mă uit la pozele alea, eu nu mă uit. L-am pus pe o liță, pe frățiorul tău, l-am pus pe o liță, da, iubitule, da, și pe cel mic, pe la mic l-am pus pe o liță, da, și pe mine m-am pus pe o liță, da, cum? Eu, supărată, pe tine, Aldo, nu, iubit, nu, te sărut, Aldo, te sărut, o zi bună, te pupa, te sărut. Așa, am mințit. Așa, și e adevărat, l-am mințit. Și care-i treaba? Am mințit și care-i problema? Dar mint! Nu pot să spun adevărul, n-am putut să spun adevărul, n-am putut să spun, să-i povestesc despre animalul ăla, despre jegul ăla, despre care tot sună. N-am putut, nu pot să spun. Deci, de ce? De ce? După aia scene și iar scene. Adică de unde știa numărul? Adică de ce eu? Adică ce-am făcut? Și în cele din urmă, tot eu ies vinovat. Dar știu, bineînțeles că nu sunt eu vinovat. Dar în cele din urmă, tot eu, până la urmă, eu ies vinovat. Și atunci? Atunci? Atunci desfințează telefonul. Da. Deja mă ține sub cheie. Dacă este adevărat, am înțeles că este adevărat, dar mă ține sub cheie. Da, sunt ca un prizonier. Da. Dimineața când pleacă, încuie ușa de două ori și o ia cu el. Cheia. Cum spuneți? La? La ce? La cumpărături am. Eu la cumpărături? Nu. La cumpărături eu nu. Nu știu, e medere. Te-am văzut. Stai! Tu te uiți la mine? Te uiți la mine? Zi! Te uiți? Uite-te la... Te uiți la mine, da? Tu te-ai uitat. Te-ai uitat la... Tu mă supraveghezi? Tu mă spionezi? Uite-te la mine! Uite-te cu-a! Tu mă supraveghezi pe mine? Tu mă cui raportezi tu ce fac eu? Nu mă supui! Uitați-vă la el! Uitați-vă! Ia! Cum îi sărucesc alea, lentilele! Uite-te! Te uiți la mine, mă supraveghezi, da? Sunt urmărită. Să știți, sunt... Uite-l! Și înregistrează! Sunt urmărită și sunt supravegheată. Măi, nenorocit, fii atent! Acum să... Glumiți? Să chem poliția? Cum o să fac așa? Să chem poliția? Dar cum aș putea să fac? Dacă eu o să chem poliția, ăștia o să vină în 2 minute, în 2 ore, în 2 zile, în 2 săptămâni, în 2 ani, dar o să vină! Și atunci?
Și atunci eu trebuie să fac o reclamație și să dau o explicație. Adică ce făceam și cum stăteam și cât de dezbrăcată eram eu în casa mea. Și dacă nu cumva eu sunt cea care l-a provocat pe domnul cu priviri lascive, cu mișcări provocatoare, cu dansuri erotice, eu! Și până la urmă, sigur, tot eu mă aleg cu acuzația că am trezit, că am jignit, că am ultragiat morala cu purtarea mea, eu! De ce eu? Nu. Nu există altă soluție. Nu mă crezi, nu? Nu mă crezi. Bine, fie. Uite-te aici la mine. Nu mă crezi. Stai să vezi. Nu plece! Bine! Bine! Calde! Altfel te împușc! Can give you anything but love, baby. That's the only thing I plan to do, baby. Scream a while, scream a while. We're sure to find happiness. And I guess all those things you always buy, you cheap. I like to see you looking swell, baby. Diamond bracelet, what's worse doesn't sell, baby. Till the lucky day you know darn well, baby. I can give you anything but love. Ți-e frică, nu? Ți-e frică, bă, e frică la toți. Mie nu mi-e frică de nimic. Lași ce sunteți să mă urmăriți, asta știți. Să raportați tot, să mă judecați pe mine. Mie nu mai mi-e frică de nimic. Cum vedeți o pușcă, o luați cu toți la sănătoasa. Dacă vă arăt eu vouă. I like to see you looking swell, baby. Diamond bracelet was worth doesn't sell, baby. Till the lucky day you know that well, baby. I can give you anything but love. Sunt nebună? Hm? Sunt eu nebună? Da? Cum? Da sau nu? Da sau nu? Sunt nebună? Da? Da, dar v-am făcut să râdeți. V-am făcut? Da. Mai bine să fii nebun decât să lași pe toți nenorociți, pe toți ticăloșii, pe toate animalele, pe toate jegurile, toți la bagii să facă din tine ce vor! Nu-i problema. Ești cumva disperat? Nu-i problema. Ești disperat? Iei un tub de diazepam? Sau de nitrazepam? Sau de Xanax? Sau de Hibernal? Sau... sau un ghiț verde de Paris? Sau te dai cu capul de pereți? Mm-hmm. Sau te spânzuri? Sau îți tai venele? Cum am făcut eu acum 3 luni. Cum? Dacă este adevărat? Păi eu... cum, dar cum? Eu se văd cicatrice, se văd? Da, se văd cicatricele? Da sau nu? Se văd? Aici, uitați că se văd? Da? Da? Da sau nu? Se văd? Da? Nu! 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 Povestea asta eu nu pot povesti. Istoria asta nu vă pot spune, vă rog frumos. Gata, am terminat. Vă rog din inimă, vă rog să nu insistați. Îmi face rău să vorbesc despre lucrul ăsta, vă rog din inimă. Povestea asta nu vă pot povesti, nu insistați, îmi face rău, am terminat, vă rog să schimbați subiectul, vă... Dar nu plecați. Vă rog din suflet, nu plecați. Vă rog din inimă să nu mă lăsați singură. Vă rog, vreau să vorbim. De fapt, poate că mi-ar face bine să povestesc. Poate că în felul ăsta m-aș elibera. Vă rog, nu plecă, vă rog. Vă rog frumos, nu plecați, mai stați. Vă spun ce vreți, vă spun, întrebați, vă spun. Spun ce vreți dumneavoastră, vă spun ce vreți, mai nu plecați, întrebați-mă orice, vă spun.
De ce mă ține soțul închisă, da? Dacă are legătură cu cicatricele, da. Da. Da, este o tragedie, da. Un copil. El? Un copil. Cu 15 ani mai tână. Un copil roz. Au, atât de timid, atât de copil roz, atât de pur, atât de inocent. Cât a face dragoste cu el. Era aproape un incest. Dar l-am făcut. Înțelege? Cum ce? Cum ce? Cum ce incestul? L-am făcut. M-am iubit cu el. M-am dăruit. Nu mi-a fost rușine. Nu mi-a fost rușine deloc. Dimpotrivă, am fost fericită. Am fost cea mai fericită femeie din lume. Cântam, cântam, cântam de dimineață până seara. Vezi? Mint. Seara. 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 Seara plângeam. Seara. Seara mă simțeam cea mai nenorocită ființă de pe pământ. Cea mai demnă de dispreț ființă de pe pământ. Cea mai scârboasă, cea mai groaznică ființă de pe pământ. Cea mai... Dacă vine aici, cine să vine aici? Cum? Ăla? Ăla care a sunat? Cine a sunat? Ăla cu bani? Care bani? Ah! A, da! Sigur, sigur, ia azi! E, știu, am înțeles, da! Cum să intre Aldo? Dacă eu sunt închisă, dacă eu nu pot ieși, el cum o să intre? Cum? Să mă prefac că nici nu exist. Da. Într-adevăr, eu nici nu exist. Cum? Ce să? Să? Da. Am înțeles. Să închid radioul, să închid telefonul, să închid televizorul, să închid frigiderul, să închid... Am înțeles. Ce-ar fi să mă închid și pe mine în baie? Să mă arunc în closet, ce părere ai? Să mă arunc în closet și să trag apa. N-ar fi bine? Te superi? Tu țipi la mine? Tu du-te de acului! O să mă bat. O să mă bat. O să mă bat, o să mă bat, o să mă bat, o să mă bat, o să mă bat. O să... Cum? Dacă am mai făcut-o? Oh, da. Cum? Sunt de nenumărat ori. Da.
bate, dar mă iubește. Mă iubește cum? Mă iubește, mă adoră, mă adoră, mă adoră, îi spune, mă adoră ca pe o fetiță. Eu sunt această lui viață, fetiță, micuță și prostuță și dulceață, fetiță lui, fetiță lui, mă bate. Și îi spune că sunt o fetiță micuță și prostuță și dulcică și păpușica lui și că trebuie să îndrumată și protejată și corectată și învățată și corijată și ca să mă protejeze, mă ține închisă și ca să mă corijeze, mă bat. Cu mine imediat. Nu contează dacă eu vreau sau nu. Eu trebuie să fiu gata, întotdeauna gata ca instant coffee, gata, curată, parfumată, epilată, relaxată, excitată, dar mută! Am un nas atât de independent sau dacă mai scot din când în când câte un mic țipăt sau câte un mic suspin de plăcere. Ca să se înțeleagă că și eu sunt acolo. Dar eu nu sunt. Eu nu sunt acolo. Cu el. Nu sunt niciodată. Cu el, când sunt cu el, nu simt, cum se spune, nu simt, e un cuvânt care nu se spune, cu el nu simt, cu el, cuvântul ăla, cu... Olga! Păi, e ce cuvânt urât? Olga! Mă și face să râd. Orgasm! Cuvântul a ajuns la orgasm? Ca și cum a ajuns de aprins autobuzul după ce a fugit nu știu când. Orgasm! Doamne, vedea zău așa cu cine a mai inventat și cuvântul ăsta dintre toate cuvintele care există numai orgasm. Uite, de ce n-a spus, de exemplu, scaun? A ajuns la scaun și abia după aceea s-a putut odihni. Da, orgasm. Sună ca o amenințare. Dacă nu ești cu minte, așa-l cheamă mama pe orgasm. Back to town, Jenny time.
fața lui la Teleria, he'll see brown of the light forms on the right. Now that Mac is back in town, now that Mac is in town, Mac the knife is in town, Mac the knife is in town. Asta ce-o mai fi? Doamne, unde am rămas? M-a și zăpăcit orgasmul ăsta. Ce prostie, ce... Drept! Urlă bărbatul, drept! Și după ce termina, spune, gata! Te rog de pauză! Bineînțeles că nu spun cu voce tare. Bineînțeles că spun încă tare. Tare, tare, tare. Închid ochii. Și ador. Să mor. Să dormi. Cu vise pate. Știu ce, dar e tot visul ăsta. Coșmarul ăsta nu spune nimic, că gimnastica asta. Nu spune nimic. Mă simt... Nu îi spune, e o expresie asta. Mă simt... Cum îi spune? Că e... folosită. Da. Asta e folosită. Ca o cârpă. Ca o zdreanță. Ca o găleată. A, nu, nu, e vina mea. Acum am dat, dar bine, îmi dau seama că poate că e și vina mea. Ca unul care n-are experiență, care nu știu ce și cum. Și acum, dacă n-am avut decât doi... Cum ce doi? Doi pieri pătraturi înălțimea, ce doi? Doi bărbați, ce doi? Ăsta... Ăsta binecuvântat de popă, a soțul meu. Și am mai avut unul. Când aveam 10 ani. Eu 10, el 12. Doamne, ce netot. Doamne, ce prost. Noi habar n-aveam, nu știam noi ce și cu habar. Dar ne gândeam noi că bebelușul trebuie să iasă din stomac pe undeva. Dar pe unde? Dumnezeu cu mila și tu dă-i și dă-i și dă-i și dă-i cu cucucica aia mică, dă-i. N-am simțit nimic, numai că 3 zile am avut buricul umflat. M-a durut. N-am povestit, ce prostie, n-am povestit nimeni, nu-i așa ceva, cu ei să-i povestesc. No, nu, nu i-am povestit nici soțului, nu. Cum să povestești soțului, să-i povestești bărbatului așa ceva? Nu mă auzi peste vreo 10, 5, când peste 20 de ani a vrut scandalul? Hai, gura! Leagă cățăra ta și din gura tot! Ai uitat povestea cu buricul? Curva cu buric, ce ești, gura! Doar știți cât de ușor este să acuze? Numai gata, așa că... Gata? Am terminat. Nu mai gata, nu mai nimic. Nimeni, nici o gata. Am terminat. Mm-hmm.
pe urmă, mai apoi am crescut. M-am făcut mare. M-am logodit. Și am cam aflat ce și cum. Iar noaptea nunții, Dumnezeule, ce oroare, ce scârbă, ce mizerie. Și mă rugasem, o Doamne, toată ziua în altar, mă rugasem în biserică, Doamne, dă Doamne să vină dragostea, Doamne, dă Doamne să vină dragostea. Do you love me? Do I love you? With our daughter getting married and this trouble in the town, you're upset. Go inside, go right now. Maybe you did indigestion. Golden, I'm asking you a question. Do you love me? Tu Doamne. Și a venit soțul meu. A venit binecuvântatul meu. Am fost atât de dezamăgită în prima noapte și în toate nopțile care au urmat, încât nu se putea să nu mă întreb. Is that all? Asta-i tot? Asta-i. M-am resemnat. Am zis. Asta e. Așa o fi pentru toate femeile. Asta. Până când am întâlnit pe băiețandru ăla, dar nu vreau să povestesc. Povestea asta nu e bine. N-ar trebui să o povestesc. Nu-i bine să vorbesc despre asta. Nu-i... Acum, adevărul că... Eu nici nu prea aveam mare lucru de făcut pe acasă. Dar fetița asta, am și o fată. Asta e. Era la școală, nici nu mai aveam ce face pe acasă. Așa că, ce să zic? I-am spus soțului, Aldo, eu aș vrea să fac ceva așa, ce să zic, ceva intelectual. Așa, nu știu, ceva așa nobil, bine, să învăț o limbă străină. Da, să învăț o limbă, uite, engleza, de exemplu. Da, dacă plecăm în Anglia, trebuie să vorbesc engleza, trebuie să vorbesc, dacă vorbesc engleza, trebuie să plecăm în Anglia, dacă plecăm în Anglia, trebuie să vorbesc, te vorbesc engleza, plecăm în Anglia, engleza, vorbesc, plecăm în Anglia, vorbesc engleza, vorbesc, plecăm în Anglia, vorbesc engleza, ce să mai ofer, vorbesc engleza. Gura, mi-a zis soțul, și într-o seară a venit acasă împreună cu Pețelcu, tânăr, un student filolog, pe 26 de ani. Și așa am început eu engleza. Acum, și nu era greu de observat. După nici 3 săptămâni, puștiu ăsta, filologul, era îndrăgostit, lulea de mine. Păi ce? Era destul să-i ating brațul ca din întâmplare. Așa când conjuga un verb în engleză, to be or not to be, that is a question, to sleep, to die, unde nu începea să se bâlbâie în engleză, de nu mai înțelegeam nimic. Mi-am zis, gata, până aici. Și am terminat cu engleză. Dar să nu credeți că filologul a renunțat atât de ușor. Nu. În fiecare dimineață, când mă duceam la cumpărături, pe vremea aia mă mai duceam la cumpărături. Îl găseam pe student, pe filolog, așteptându-mă în fața ușii, jenat, rușinat, că-l cunoșteau toți.
M-am apropiat de el și i-am spus cu toată delicatețea de care sunt în stare. Băi, care-te! Băi, dește care! Băi, care-te de aici! Băi, eu sunt o femeie pentru tine, de ce eu? Nu, care, găsește-ți o fată de vârsta ta, băi, care-te de aici! A plecat, băi, eu cred că s-a și speriat. Da, a făcut peste câteva zile una o nefăcută. Mamă, eu să iau la cumpărături. Pe vremea aceea mai ieșeam la cumpărături. Parcă și puțin dezamăgită că nu-l mai găseam în fața ușii, dar mi-am zis, potolește-te. E mai bine așa, gata. Ajung la piață. Scrisese pe toate siturile cu litere de o șchioapă, Maria, te iubesc! Maria sunt eu! Și scrisese în engleză, Maria, I love you, ca să nu înțeleagă nimeni, am rămas ca trăsnită! Am înghițit, Fernet Branca, am înghițit. Radioul plângea, copilul cânta, telefonul striga, cumnatul suna. Într-o zi, sună la ușa. Mama studentului, mama filologului. Doamnă, fie vă milă. Doamnă, fie vă milă de fiul meu, Doamnă, fiul meu se prăpădește, Doamnă, fiul meu moare din dragoste pentru dumneavoastră, Doamnă, fie vă milă. Veniți măcar să-l vedeți, Doamnă, nu mai mănâncă, nu mai bea, nu mai doarme, Doamnă, veniți! Eu? De ce eu? De ce tocmai eu? Ce să fi făcut? Mamă, sunt și eu. M-am dus acasă la filolog. Acasă la filolog. Studentul pensat. Întins, pal, nemâncat, nebăut, nedormit. Dar nu mai respira. Când m-a văzut, am început să plâng și eu. Mama filologului a ieșit plângând din cameră. Iată-mi singur. Îl îmbrățișez, o sărut. Caută pe altul, mă sărut. Începe să mă mângâie, începe să mă atingă. Stai! Am strigat, stai! Te iubesc! Așteaptă, trebuie să-ți vorbesc, te iubesc, e adevărat, te iubesc, Doamne! Doamne, ce-am strigat? Apoi, toți mi-au spus, toți șușoteau, toți ascultau pe uși, pe după fereastră, iubește? Cine iubește în casă? Te iubesc! Eu te iubesc și eu te iubesc, i-am spus, dar nu pot! Nu pot să mă culc cu tine, nu pot! Am un soț, am un copil, am un cumnat, am un frigider, am un televizor, am un radio, nu pot! Atunci sare din pat gol, Doamne! Ce gol era! Apucă de pe masă un cuțit, îl pune drept. Maria, dacă nu te culci cu mine, îmi iau viața. Maria! Ce să fi făcut? Nu sunt ucigaș. M-am culcat cu el. Dumnezeule, ce sărutare! Te îmbrățișat.
Look at me and smile.